Ia uite, dragilor. Ia uite, scooter electric. Uitați-vă de el, frate. Ei, cum să uiți de așa ceva minunat, de așa o minunăție. Deci avem un scooter electric, baterie de 500 de W, dacă nu mă înșel. Are LED-uri. Și este off-road cu 4 amortizoare în față și unul mare în spate. Hai, fă țin la curent. Hai să vedem, frate, care-i treaba. Ia uite ce tank avem aici. Hai să scoatem de aici. Să vedem cum facem. Să vedem că avea o clăpiță. Ia, gata. Așa, măi. Tu îți dai seama. Și să-i pune și siguranța. Siguranța. Să-i punem și cornițele înapoi. El are și o oglinzi, are toate, mă, băiatul. Uite, știi și antifurt. Cum? Și antifurt. Și antifurt și tot. Da, ia să vedem. Cam așa venea la înălțimea aceasta. Cred. Că stătea și Eva. Uite și oglinzile. Punem și oglinzile frumos. O să le reglăm noi mai îndată. Ia să vedem. Și acesta s-a învârtit, vezi? S-a învârtit că nu mai avea loc și cred că venea ceva de genul. Nu? Nu, acesta venea cu acesta. Ia. Să-i seama, nu mai folosit de ceva timp. Ia să vedem, să-i băgăm cum trebuie la pine aici. Uite-l așa. Mai are bateria? Trebuie încărcat. Trebuie încărcat. Trebuie reglate oglinzile. Stai așa. Stai că avea și picior. Are picior. Să punem înapoi aici. Ia. Scaun. Așa era. Stă. Hai să pun și scaunul. Și de gruzare. Este plin cu scuterul? Am pus aici să nu se zbine. Așa. Scaunul cu amortizor, da? Ia să vedem. Ia uite cu amortizoare. Așa. Trebuie să-mi iau geaca de specială comandată pentru el. Personalizată cu a Normal Life. Și dăm bătăi. Mergem la resursici. Zac, pac. Vezi, arată exact ca un scooter. E un scooter. Ca o motocicletă, pardon. Arată exact ca o motocicletă, am vrut să spun. Și, pe lângă treaba aceasta, aici aveam în spate LED-urile și toate astea. Unde e gentuța? În interior. Da, aveam în spate cu semnalizare, cu tot. Aici cu cheie, băgăm cheia frumos și de aici se deschide. De unde? De aici cu cheia. Ah. Trebuie să-l deschidem cu cheia și aici este suportul pentru GoPro. Se pune în față frumos. Ia. Și cu acesta se reglează. Vrei să strângi? Uite, stați să vă arăt. Ia să vedem noi cum îl scoteam de aici. Hai, lasă-l acum. Uite, gata. Îl strângi, îl pui. Ne arăți după ce îl încarci. Îl încărcăm și de dedesubt are LED-uri și de dedesubt are și placa aceasta groasă. Pe aici se încarcă. Vedeți? Aici are amortizor stânga-dreapta. Trebuie să-i punem ăsta că sări de aici. Amortizor stânga-dreapta. Iar aici în față are două și două amortizoare, că ele e off-road. Deci mergi așa. Aici are față proiectorul. Aici are tot așa un stop și are și în spate un stop foarte vizibil. Poate a rămas în cutie. Poate a rămas în treaba aia, în borsetă. Treci la treaba. Hai la treaba. Gata. Ia stai puțin. Stai, așteaptă. Să aduc cutie. Pune pauză. Start. Hai să vedem. Să vedem ce avem aici.
fim siguri. Pisica, ți-am adus o pisică. Mai că tocmai am dat de mâncare. Da, uite, uite la aici. Uite aici, să vedem, mai... Da, uite că... Mai are baterie? Da, teoretic, da. Ia uite mai. Dar cum dădeam, stânga, dreapta, stai că nu mai găsesc că... Vezi, am mai uitat una alta. Nu avea pe aici. Semnalizare. Nu uite, nu e în data aia, să vedem ce avem aici. Toolkit. Nu, aici e altceva. Nu, trebuie să le căutăm. Trebuie să le căutăm acolo pe bărulețul acela din Wilson, unde le ținem noi. Trebuie să-l închid, vezi că s-a prins barbecul albastru. Sac. Gata, hai la treabă. Găsit, deci l-am găsit, era înăuntru, în partea aceasta de sus. Pentru că nu avea logică, fiecare are cauciucașul lui. Ia să vedem, stânga-dreapta, ia să vedem. Ia uite, mă. Vezi? Și aici are lumină. Nu cumva el se încărca la priză? Beculețul? Ba da. Ce ai făcut? L-ai închis? S-a descărcat. Vezi, el ți-a arătat doar că a rămas pe ăla, pe ăsta? Da, se încărca la priză, cu un acumulat, cu un cablu de la telefon. Da, uite. Vezi? Ia uite. Dreapta, stânga și avarii. Stânga, dreapta. Ia să vedem și așa. Vezi? Aici când face, când sunt mai multe LED-uri, nu se închide, adică se închide, trebuie încărcat. Trebuie încărcat pe aici, vezi? Foarte simplu. Ți-am spus că se încarcă cu cablu de telefon. Da. Iar aici el are o baterie micuță. Deci treaba e bună.